La nivel de Organizația Națiunilor Unite se stabilea din 2007 data de 15 septembrie ca fiind Ziua Internațională a Democrației. De atunci, la nivelul globului, au loc tot felul de acțiuni care marchează acest eveniment. De la giurgiuveni am încercat să aflăm câteva opinii legate de modul în care este văzută democrația din România. Concitadinii noștri par să fie de acord cu faptul că pe direcția democrației în țară s-au făcut pași importanți din 1989 până în prezent, dar asta nu înseamnă că lucrurile nu sunt perfectibile. Ce părere aveți, trăim într-o țară democrată? Este plecată spre democrație, dar nu e încă cum trebuie la noi, cum ar fi în alte țări din Uniunea Europeană, cum e în Germania, care fuge toți africanii aia unde vrea, în Germania, sau chiar în Italia sau Spania, nu e de talia noastră, e mai bine, la ei democrația mai bună. Sperăm mai bine, dacă poate, o vrea Dumnezeu, să fie mai bine, ca să putem duce țara asta mai departe așa cum trebuie. Printre giurgiuveni am găsit cetățeni care găsesc de cuvință că democrația este încă fragilă și lucrurile evoluează greu atâta timp cât printre conducători există și membri ai unui regim trecut. În România încă va mai predomina comuniștii încă 20 de ani de acum încolo. Asta e părerea mea. În ceea ce privește conducerea României, o altă parte a giurgiuvenilor apreciază că țara noastră este condusă democratic. Considerați că ai noștri conducători totuși conduc democratic țara? Da. Eu zic că da. În concluzie, istoria demonstrează că democrația rămâne forma de guvernământ cea mai potrivită la ora actuală, atâta timp cât la cârmă există lideri autentici.